Maestru Nicușor, o gazdă absolut minunată, un anfitrion, un wedding planner, așa cum România nu are. De altfel, câteva dintre nunțile organizate de el au ajuns în legendă, ca să zic așa, și de fiecare dată, de exemplu, când vine Alin Oprea împreună cu Medana la noi la emisiune, mai dăm imagini de la anunta pe care au făcut-o la tine acolo. Bun găsit, Nicușor! Bine v-am găsit! Andreea, tu știți filmul ăla cu Benjamin Button? Cu tipul care pornește în etate și întinerește? Da. Eu cred că tu ești rudă cu Benjamin Button. Eu? Deci Nicușor... Sau Nicușor. Nu, tu, dragă, ești superbă și știi foarte Nicușor, bine. Nicușor, la fel. Asta i-am spus prima dată când l-am întâlnit, l-am reîntâlnit astăzi, după o perioadă de câteva luni, noi ne văzându-ne aproximativ un an, și am spus și l-am întrebat ce face să ne zică și nouă secretul. Nu știu dacă poate să spună toate secretele. Da, cred că am găsit elixirul tinereții. Este foarte mult de povestit, poate într-o emisiune o să mi-a mă mai chem povestit, nu pot să le fac pe toate. Mi-a povestit Nicușor câte ceva, dar nu pot să le țin pe toate în ritmul lui. Înțeleg? Sunt câteva lucruri care trebuie să ținem cont de ele, am să spun câteva din ele. Sunt patru lucruri foarte importante. Sportul este foarte important. Somnul, noaptea, 8 ore minim trebuie să dormim noaptea, este al doilea lucru. Sau spre ziua, dacă suntem la nuntă. Sau spre ziua. Al treilea, o să te uimesc, suplimentele, pentru că mâncarea și ceea ce consumăm, noi suntem ceea ce consumăm de fapt, așa dar este. Nu mai există acele vitamine, acele minerale care existau când luam o roșie de la bunica sau, și atunci avem nevoie clar de suplimente. Și? Și al patrulea nu o să ți-l spun. Începe cu S și de-aia se nasc copiii pe lumea asta. Bun, perfect. M-am gândit eu. Păi, hai să nu lăsăm oamenii în întuneric așa. Discuție, da? Între băieți. Da, e adevărat. Îl chemăm și pe Cristi Sârbu, pe care l-ați văzut alături de Andreea. Siguranță ne urmărește. Și atunci îl pupăm pe Cristi și atunci discuția ar căpăta cu siguranță alte. Da, hai să nu divagăm prea mult. Cu Nicușor vom discuta despre câteva anunți interesante. Până atunci împreună cu Nicușor, și Nicușor are de asemenea și el la îndemână ustensile pentru a da note pentru cele mai interesante ținute din ultima perioadă. Nu începem cu sora domnului Petrică Mățu Stoian, pe care aveam în imagine, ci cu Loredana. Nu, foarte avem, spectacol. A slăbit, se arată cu mare formă. Exact. Nu? Și avem pe Loredana la Săptămâna Modei, care a avut loc, cred că în urmă cu o săptămână aproximativ. Și sunt foarte bucuroasă să văd câtă ascensiune capătă moda românească pe mapamond, datorită faptului că au venit foarte mulți oameni importanți din Italia și din întreaga lume la acest eveniment. Lori aici e top, era la una dintre prezentările de modă prezentă, mă rog, acolo, și e foarte sexy. Fizmele interesante, pantaloni ăștia foarte, deci are o siluetă bombă, n-am văzut-o de mult pe lor într-o asemenea formă. Exact, și s-a îmbrăcat foarte ok și toată combinația în sine pe care i-a făcut-o este una reușită. Dacă în edițiile anterioare mai găseam câte ceva, să spunem... Într-o perioadă ne întrebam ce-i cu ea, acum e pe drumul cel bun. E pe drumul cel bun foarte tare și foarte mă tare. Bucur să o văd așa. Și e foarte hai cool. Hai cu nota, bravo, Nicușor, cum vezi? Ce-ți îmi place? Plac culorile, negru este preferatul meu, îi se potrivește foarte bine și ei, fiind blondă, are un contrast... cum trebuie. Cred că i-aș da nota 9. 9 de la tot Nicușor, 9 și de la și eu, Nicușor. Andreea. Ai tăblița acolo dacă vrei să folosești. Poți să uite chiar acolo, ai cretă, te rog frumos, simte-te ca la școală. Exact. Vă scoate la tablă Nicușor acum la câte evenimente a făcut. Aici Bun. O vedem pe Ramona Bădescu. A avut loc un eveniment în urmă cu două seri la care am participat și eu și al meu soț Cristi Sârbu. E un designer renumit în străinătate, la fel a venit în România, aniversare de 90 de ani, o avem pe Carmen Șeitan, prietena noastră Șeitan, acolo, da? Care i-a organizat, o pupăm și o salutăm și o avem pe Ramona. La fel pe Ramona, cred că n-am mai văzut-o de câteva luni și ne-am intersectat în seara respectivă, arăta senzațional de bine, a slăbit foarte mult. Ea și postrează... Nu era ea, să știi, nu pusesem, noi am văzut-o anul trecut, a fost la emisiune, a și în primăvară. Dar e subțirică. Mă refer că e și mai subțirică decât o știi și mai tonifiată și tonică și cu un vibe și emană o energie foarte pozitivă Ramona Bădescu. Aici era îmbrăcată tot negru. Perfect pentru eveniment, perfect. Da? Nicușor. Și îmi place foarte mult Ramona Bădescu. Îmi plac pantofii, da? Îmi place stilul ei. Nota
9. Eu o să-i dau 9,5 Ramonei pentru că e... își păstrează o linie constantă perfectă în timp, adică acum stil dobândit Ramona, deci, și... atenție mare, noi vorbim cu Nicușor care de când îl știu întotdeauna este în trend, este foarte atent la lucrurile astea, n-aveți idee, deci vă dați seama la câte nunți a organizat el, toate femeile frumoase cu toate toaletele au trecut prin fața lui, așadar e un estet, nu vorbim, deci, vorbim chiar cu un specialist. Și urcăm pe căile înalte ale frumuseții, o vedem pe Antonia altfel. Antonia altfel și dacă tot am observat la ea ținute extrem de largi sau mai cool în ultima perioadă, aici poartă un look, total leather look, la o prezentare de modă, la fel săptămâna trecută, la săptămâna modei și este extrem de cool. Păcat că nu se vede întreaga ținută, în schimb tot ce a ales să combine se potrivește, e din același film, îmi place foarte mult zona în care merge ea. La pantaloni și... acolo pare avea niște tăieturi, are niște tăieturi și are niște cizme foarte cool și e foarte, foarte ok, accesorizată, machiată. Bun. Hairul acesta, nuanța aceasta o prinde ochelari, foarte. Îi dau și ea oricum întotdeauna a fost o frumoasă. Este frumusețea, da, una dintre frumusețile țării, Cristi și Nicușor. Categoric. O să cu siguranță. Așa este, așa este, aprob. Îmi place stilul ei, îmi plac ochelarii ei. Cravata, foarte interesantă, nu? Cravata, da. Cam tot ceea ce a pus pe ea se potrivește. Are un stil deosebit. Nota, da, lui Nicușor este... Merită nouă cu desăvârșire, Antonia. Ia să-l vedem pe Nicușor acum ce a făcut. Uite că scrie acolo. Vedem Nicușor intră. 9,5. Bravo, bravo. Mergem mai departe. Juriul este sever, dar când ai cu ce, n-ai ce să faci. Ia să vedem în continuare. O vedem aici pe Ina. Este Ina. Împreună, da, cu Alexia Eram. Front row, fetele aici, la show-ul de modă. Da, Ina... O imagine de infart cu Alexia, foarte frumoasă și foarte tonică, așa, da? Alexia îi prinde bine singurătatea, dacă nu mă înșel, Cristi, zic. Ce bine? Anume? Singurătatea, nu știu, am văzut un băiat în ultima vreme, scrie presa că deja își... a dat refresh, ca să zic așa. A dat refresh cu un băiat, am văzut, frumușel, înalt. Ea comentat. Este super young, fresh, întotdeauna a fost Alexia și a avut ținutele exact pentru potrivite vârstei ei și stilului dobândit. E în regulă, pantofii e ok. Foarte interesant. Ina, în schimb, e într-un look mai ușor, poate... stilizat și merge într-un stil parezian. Noi am mai văzut-o în edițiile, cred că cu vreo 3 ediții în urmă, da, la acea nuntă la Paris. Da. Merge totuși pe același stil, cu acea bonetă. O prinde, îi stă bine. În schimb, parcă acele cut-out-uri pe care le poartă ea uneori, nu știu, o duce mai mult în zona creată deja în timp a Inei. E ok, e diferită Ina de această dată, deci... îmi place. Eu o să-i dau un 8,5 astăzi, Inei. Și Alexei... Și Alexei o să-i dau tot un 8,5. Bine. Nicușor, ce-ți place? Ce îmi place stilul lui Ina. Exact cum spunea și Andreea, și-a găsit absolut și culorile sunt foarte bine alese și stilul ei vis-a-vis de vârstă este unul adecvat. Am să merg pe nota. Iar pe Alexia cum o vezi? Tot așa? Imediat. Ia uite-l pe Nicușor, ce? Bă, om serios. Deci pentru 9, bun, Ina. Și Alexia era? Și Alexia am să merg pe 8,5. Bun. Doamnelor și domnilor, lucrăm la nivel înalt. Aici este... Cine e aici? Alina Ceușan este aici. Alina Ceușan, îndelung comentată în această săptămână, întâlnirea online cu Ana Pelea nu prea i-a priit. S-a pozat cu pantofii pe balustrada de care se sprijineau Alexandru Paleologu și Octavian Pale la Teatrul Odeon, prilejul unei reacții extrem de aspre a Oanei Pelea. Mulți oameni care n-au fost la teatru înjurau pe Alina Ceușan. Nu am comentat aceste informații dintr-un singur punct de vedere. Câte vreme Alina Ceușan a revenit și a zis, domne, îmi pare rău, mi-am dat seama că am lezat foarte multă lume și nu trebuia să fac treaba asta, domne, odată ce fata așa a recunoscut greșeala,
sau a recunoscut că era un lucru inabil, foarte frumos. E foarte important să-ți asumi, Cristi, știi cum e. Și atunci nu judecăm biata, da. Fata asta nu, e, a, se mai întâmplă. A interpretat-o corect, nu ca alții care când și-au cerut scuze s-au ofundat mai tare. Adică mare lucru. Alina Ceușan, deci... La același show de modă la care a fost și Loredana. Da. E într-un hairstyle diferit de ce nu recunoaștem, savaj așa, dar dacă i-ar fi purtat o rochie, nu s-ar fi potrivit sub nicio formă. În schimb, alegând... E în formă, nene. E într-o mare formă. Că doi copilași, porți, dacă nu mă înșel. Doi copilași, da, și unul recent. Și unul recent, adică... Da? Geacă de piele... Dar s-a purtat cu geacă de piele acolo, că și Loredana tot în aceeași zonă. Da, pentru că era foarte cool tematica, știi? Am și atunci se poartă foarte mult pielea, Cristi, după cum vezi. Da. Pielea arătată, dar și îmbrăcată, micușor. Da, sunt de acord cu Andreea, se poartă pielea anul acesta. Îmi place, nu foarte mult, dar îmi place. Te rog frumos, deci 8,5. Eu sunt fană leather și atunci black leather și Alina e atent. Cum să nu fie de ea fană piele, uitați-vă cum e îmbrăcată. Adică asta spune. Asta ia să vedem. Sunt tendințele, de la Nicușor. Sunt tendințele, mai ales. Ce ai schimbat, Nicușor? Nu spunem dacă e îmbrăcată bine sau ce ai schimbat. Adică ce ai schimbat? Multe lucruri, per total îmi place, repet, dar nu este stilul meu, probabil și de aici. Gata, nu, chestia de gust. Aici la modă nu se comentează, dacă ochiul criticului vede. Și vorba ta, Nicușor, are... Le-a văzut pe tot. Atâtea... Hai și Odiana Matei, după care trecem și la anunți. Cât mai se poate, că intrăm în post acum. Deci, Diana Matei, într-un look... De zi acum, în altă parte. De zi, dar varianta cu acel imprimeu e foarte greu de purtat și dacă e o plimbare în parc, nu se potrivește neapărat. Dacă e totuși la un eveniment. La un eveniment, iarăși e cu dute vino ținuta, pentru că dacă l-ar fi dat jos acel kimono, ar fi fost din film în orice situație, dar e foarte greu decât dacă mergi undeva la o petrecere cu tematică, decât dacă te duci într-un loc în care să se... E probabil că a simțit că asta poate să fie o piesă de rezistență, dacă acest kimono. E pe stil, dacă i-a purtat această ținută acum toamna, nu prea mai e potrivită pentru perioada de acum. Odată, mă rog, americanii au acest stil. În momentul în care s-a făcut 1 septembrie, gata cu acele culori bright, gata cu nuanțele de vară, trecem la tot ce înseamnă pământiu și sobru. Și ce o salvează pe ea aici este partea aceea albă, dupiesul care îl are. Nu dau seama dacă e pantalon sau fustă, îmi pare a fi pantalon pe ea, bustiera care este ok. Mai puțin inspirată este alegerea acelui kimono. Poate că, nu vreau să vorbesc greșit, în schimb, ea poate știe exact să se fi potrivit într-o locație sau într-un loc în care ar fi trebuit să se îmbrace așa. Da, eu am să... spun altceva. Așa? Probabil că a vrut să iasă în evidență și a ieșit. Eu cred că este într-un parc, într-o... Da, e undeva pe malul apei, este foarte clar. Și atunci când vrei să ieși în evidență, clar pui o culoare mai tare și a ieșit. Mie îmi place. Ce nu trăi, da? Chiar că a ieșit în evidență. Da? În schimb, accesorizarea, make-up-ul, hair-ul lejer nu strică. Adică în această combinație nu e greșit. Da. Ia să vedem. Îl vedem și pe Nicușor, care vine cu... 9. Bravo, Nicușor. Bravo. Hai să vedem și o ținută de dincolo, de ocean, unde... Avem. Cine e aici? Este o ținută a Andrei. Da, am avut proiect pentru Golden Globes și British Film Institute. Este Ebony Obsidian, o actriță americană cu care noi am mai lucrat și în urmă cu 2 ani de zile la lansarea unui film pe Beth. Aici, la fel, urmează, tipa lansează un film pe Netflix în curând, nu știu exact data, nu știu să vă spun în clipa asta chiar denumirea filmului. Ținuta e foarte spectaculoasă. În schimb, e o rochie a noastră, da, cu un spate drapat, s-a potrivit. Uite, vedem perfect aici și spatele. Da, pentru evenimentul respectiv. Bravo, acesta este unul dintre ultimele mele proiecte, mai am în derulare, o să mai vin cu ele în data ce le avem gata. Foarte bine. Nicușor, place? Da, îmi place și este stilul meu preferat și am să merg pe o notă mai mare. Nici nu mai dăm note aici că suntem între noi. Și cum e, dacă mai ne mai dăm și note între noi, știi cum e. Deci, încheiem acum cu notele. Hai să mergem la nunți. Nicușor, doamnelor și domnilor. Deci, dragi prieteni, v-ați hotărât să vă căsătoriți.
Sunați-l pe Nicușor când vreți să știți cum să face treaba. Aici unde suntem, Nicușor? Suntem pe piscină. Da. Și-au dorit ceva pe spectaculos. Pe piscină la propriu, da? Da, pe un pod de sticlă amplasat pe piscină. Și-au dorit o chestie inedită. Deci ce se poate face la o nuntă, da? Ce nebunie totală aici, vedeți? Fum, artificii. Da, faptul că piscina ei este fac un acel, pod de fum foarte mișto. Fac acel vals pe piscină cu acel moment cu pirotermie la sol, cu fum greu. Cu, și frumos arată. Arată spectaculos și oamenii își doresc altceva decât clasic. Clasicul, da, știm, în salon. Aici este cu totul și cu totul altceva. Să știi că, Cristi, deci, că printre cele mai tari ponturi care se pot face acum, asta mergem, da? Oamenii vor din ce în ce chiar alte așa lucruri extravagante. Deci nu se mai merge pe clasic. Vor tot felul de nebunii. Pe piscina, prezentări de tort din cer, tot felul de lucruri care nu s-au mai făcut cum până... Cum vine asta până... cu prezentări de tort din cer? Prezentări de tort din cer. Venim cu tortul și îl prezentăm undeva de la 20 și ceva de metri înălțime. Venim pe o tiroliană. Pe cu tiroliană? Da, o dar să nu e riscant? Din, nu este riscant. Nu se întâmplă în preajma invitațiilor, se întâmplă undeva separat și... Aici uite, avem iarăși o intrare de foarte frumos, ai îngeraș. Aici avem și vedetele care... Aici avem un vals al mirilor pe un pod, pe un balcon, undeva în fața complexului. Deci da, tot da, ceva a ieșit din tipar. Ia uite aici, avem și... Tematica, de papel, frumos. Tematica evenimentelor este la mare căutare și oamenii își doresc evenimente cu tematică. Uite și pe domnul Vârciu, de... e căsătoria lui Liviu? Este botezul lui. Botezul. Da. Bravo, vedem aici... Na, puțină asezonare ca la nuntă. Dar să trupe. Știi că și la băuturi tot felul de chiar așa, lucruri. Ce se mai servește așa special? Noi cocktailuri speciale vin cu tot felul de cerințe. Se ce fac, fel de cocktailuri? Eu știu așa, nu ca, alcoolul știți foarte bine, se consumă la ore potrivite, adică atunci când e seara la nuntă. Dar care sunt preferințele? De curiozitate. De exemplu, se cere și avem cam la toate evenimentele shoturi. Shoturile sunt foarte căutate. Eu. Combinații de shoturi și venim pe un suport mare, îl punem în mijlocul ringului de dans și atunci toți sunt tentați, fiind shoturi colorate, toată lumea este tentată să guste din ele și nu numai să guste, să bea atunci când creăm acest rochii moment important. Rochii spectaculoase, vedem aici, într-adevăr. Ia uite ce rochie de mireasă. O să fac eu o paranteză, am fost la foarte multe evenimente la Nicușor, da, 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 dar chiar cu coreografie, nene, ce nebunie. Iar arătați că mai stăm 2 minute, dar e o nebunie totală. Ia uite acolo, extraordinar ce... Ce se poate organiza, da, e cu adevărat la nivel mare și la fel ca și în modă și în materia evenimentelor trebuie să ținem pasul cu tendințele. Nicușor, felicitări pentru tot ce reușești să aduci în România și stilul pe care l-ai dobândit. Spune cineva categoric din afară care vede cu adevărat. Uite, aici avem... Mulțumesc mult. Aici avem ceremonia religioasă care și ea la rândul ei este cerută și se întâmplă la locație. Ne ajută foarte mult, de fapt ajută foarte mult clienții mei, în sensul că nu mai pierzi timpul să mergi la biserică, nu mai pierzi timpul să mergi la starea civilă. Practic, sigur, putem să le facem toate la locație. Bine, părintele se oficiază slujba religioasă. Și părintele și primarul atunci când este cazul și se întâmplă la locație. Deci, practic, premergătorul unui eveniment de tip nuntă muncești un an, 2 ani, 3 ani, dar să nu uităm că totuși sunt 8 ore, 10 ore de desfășurare și trebuie cumva să profiți de acel moment. Și cu cât îi ține mai mult în locație, cu cât momentele sunt mult mai strânse, atunci ei beneficiază de cât mai multe momente. Nicușor este un ambasador al nunților perfecte, așa că îi mulțumim foarte mult. Vă vindem un secret cu Nicușor, o să ne mai vedem, spre sfârșitul anului, în mai multe ipostaze, o să vedeți despre ce este vorba, și aici în studio, dar și în alte părți, dar nu spunem noi lucrurile dinainte, ca să vă pregătiți pentru sfârșit de an cu adevărat cu clasă. Mulțumim foarte mult, Nicușor, pentru toate sugestiile. Acum știți ce aveți de făcut. Cât despre ce rochii să îmbrăcați, avem aici specialistul, da? Vă mulțumesc, dragi. Mulțumim, Nicușor, pentru vizită. Mulțumim, Andreea. După pauză o să...